Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă energie, cu o nouă energie și o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, venus să ascende în nord, în pești și dragii mei, nu știu ce am. O să vedem. Această etalare pentru 9 noiembrie, 9 decembrie, hai să fie 30 de zile totuși, dacă vreți, poate să fie și mai mult. Da, simt o energie foarte hotărâtă să-și stabilească regulile și stilul de viață. Sper că și voi. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi pentru crucea celtică, a vrut să apară în primul și în primul rând șase de băte. Haideți, dragii mei, să avem și noi victorii. Nu să mai vină alții să ne atragă atenția, să ne pețească sau să ne cheme, eu știu cum, în vibrația, în aura, de ori, de ca și când. Noi n-am avea, nu avem și noi. Însă, Dragii mei, ce avem noi? Nu are nimeni. Asta vă zic clar și sigur. Nu că sunt eu manifestor, dar chiar așa este și aș vrea să descoperiți toți. Ce avem noi? Nu are nimeni. Mișto. Nu, chiar fain și puternic. O putere pe care nici o zodie nu are. Vreau să... Vreau din tot sufletul să descoperiți această, această senzație de victorie. Da, puteți să străluciți. La capătul setului de cărți aveți ce? Aveți putere, dragii mei, uh, poate unii, sper să lucrați cu ego-ul vostru pentru că cineva vă provoacă, dar aveți puterea să vă transformați și să creșteți spiritual. Ce mai aveți? Energie! Mai, chiar vreau să aveți energie, dacă nu veți căpăta în această perioadă. O să vedeți, poate cei care nu aveți, cereți ajutor. Cereți-mi ajutor, vă dau eu acum în această etalare. Așa simt, așa mă simt inspirată să vorbesc cu voi. Vă dau eu cele mai frumoase vești. Sper, în sensul că orice ar fi, Dumnezeul e alături de noi. Trebuie să avem credință în Dumnezeu, în noi înșine, în, cre în, în creativitatea noastră, în forța noastră spirituală, magică, inclusiv sexuală. Dar ideea este că avem atâta energie că putem să punem la pământ pe oricine încearcă să ne druncine terenul. Posibil unii dintre voi, dintre noi, ori aveți de-a face cu un, cu un alt personaj care are forță, nou problem, because și noi avem, because și noi avem, da, uh, și noi avem forța noastră. Uh, posibil unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj destul de uh, fixist stabil, nu zic de stabil, cu reușite, dar oarecum încăpățnat și fixist într-o formă sau alta, care este defensiv în fața acestei energii pe care voi, noi, o transmitem într-un fel sau altul. Vorbesc de oamenii care lucrează cu ei, evident. Dacă aveți peștișori mai slab, trimiteți aici ca să-i și să le dau energie. Uh, și să îi inspir spre creșterea spirituală. Acest personaj are niște secrete, da? Are niște frici, frica de arisca! Da? Secretul este că au de ales între lumină, aici este o monedă strălucitoare, apare soare, da, chiar de la început, și o monedă uh, întunecoasă, între lumină, da, între soare care apare la da, nebun, apare și în primele trei cărți, și o energie toxică în care preferă să stea și care, într-un fel sau altul, vă aduce și vă o lacrim pentru că voi simțiți, da, există atracție fizică, există multe, însă. Ce-o exista? Vom trei și vom vedea. Ideea este că uh, voi trebuie să manifestați, noi trebuie să manifestăm victorie. Noi, în general, noi oamenii, noi oamenii treziți spiritual, uh, câtă răbdare poți să ai, în general, cu cei care sunt încăpățânați. Uh, și Universul dă șanse după șanse până la un moment dat se consumă șansele și Asta e fiecare, își suportă karma și energia pe care o creează într-o formă sau alta. Până să amestec, vreau să vă citesc mesajele de la îngeri. Primul este cereți ajutorul. Sau poate cineva vă cere ajutorul. Dacă vă simțiți pești puternici, ca mine, posibil să ajutați voi pe altcineva. Aveți numărul 14. 14 să vă spună ceva pentru unii dintre voi, dar 4 și 1 înseamnă 5. Schimbare. Schimbare prin creativitate. Am vorbit de la Regina de, de Băte. Aici este un Neptun, poate să fie și un Saturn, un personaj înțelept care are experiență, are înțelepciune, dar are și empatie. Vai, ce frumos acum văd. Are și empatie. Uitați ce frumos o mângâie pe, pe, cap. Îi reașează energiile, interesant. What do you really need? Aici trebuie să vă întrebați dacă sunteți în situația în care sunteți bulversați voi și trebuie să vă apărați de cineva, de eventual vă deranjează defensivitatea cuiva, posibil, pentru că am mai văzut niște cărți și aveți niște semne de întrebare, mă iubește, nu mă iubește, vrea sau nu vrea, în fine, chestiunea. În primul rând, și în primul rând trebuie să vedeți ce aveți voi cu adevărat, nevoie. Poate nici nu aveți nevoie de acea persoană, da? Clar, punct. Poate să fie doar o impresie, o iluzie, o atracție și gata. De fapt, ce avem noi nevoie în viață? Avem nevoie să ne cunoaștem, avem nevoie să fim în legătură cu Dumnezeu, da? Cu Divinitatea? Avem nevoie să creștem, să ne dezvoltăm noi abilități, noi talente, talanți? Asta avem nevoie. Da, și un pic de stabilitate, dar nu atât încât să ne punem blocaje în calea evoluție. Deci, dacă vă simțiți slab, cereți ajutorul. Dar eu nu mă simt în această postură, însă dacă cineva îmi cere ajutorul, o să încerc cât voi putea, cât îmi permite și mie timpul, dar mă strădui. În fine, foarte interesant este că a vrut, ia, să sar o carte, wow, Hodoron Tron Brus, nici nu mă așteptam și ce legătură are cu ajutorul este o declarație de dragoste. Posibil cineva ar vrea să vă facă această declara declarație și nu poate, pentru că am văzut cărți care au uh, transmis ori uh, încăpățânarea cuiva, o rigiditate, ori uh, frica de a ieși din șabloane, frica de a risca, am văzut remitul, am văzut uh, asta însemnând tăcere, analiză, noaptea întunecasă a sufletului, dar că e a voastră, că e al cuiva sau cineva e în această energie și voi empatizați și preluați energia lor, mai, luați mai puțin, vă rog frumos. Luați mai puțin și concentrați-vă pe ce aveți voi de făcut. Și atunci, spun, spuneți-vă vouă că vă iubiți. Sunteți minunați. Dragii mei, peștișori. Orice om este minunat. Nu mă refer doar celor care sunteți în zodia peștilor. Poate aveți lună în peștișori. Sunteți sensibili. Orice zodia ați fi cu lună în pești. Sau Venus pești, care atrage decepții, da? dorința de a vă sacrifica în dragoste, iubiți-vă mai întâi pe voi. Iubiți-vă pe voi. La capătul setului de cărți, simple acte de amabilitate. Iar numărul 5, da? 5 și 5. Poate acesta să spune ceva miracole. Da. Oferiți energia voastră, dacă vă simțiți așa ca mine, entuziaști și puternici. Oferiți energia voastră celor care o apreciază, da? Uite, energia, da? Amabilitatea energizează, da? Te energizează și pe tine și pe cel care primește. Dacă, dacă, oferiți cui vrea, cui are nevoie. Ați avut răbdare într-o privință, într-o direcție. Iau, trebuie să iertați pe cineva. Iertați. Vine mai greu, vă forțați, dar încet, încet o să iertați. Trebuie să iertați. Aveți răbdare, aveți credință. Și miracole se vor întâmpla, binecuvântări se vor întâmpla, că are legătură cu cineva, că are legătură cu voi, veți trăi și veți vedea. Posibil, unii veți primi o declarație de dragoste. Hmm. Veți trăi și veți vedea. Poate să fie și muzicală cu harpa asta, într-o formă muzicală sau poetică. Văd multe stele. Cineva tot speră? Speră. Hm, interesant. Și voi trebuie să sperați. În primul rând, că vă veți iubi pe voi așa cum meritați. Hai să vedem, amestecăm cărțile. A, ah, am zis că luna aceasta, da, ok, luna aceasta folosim și cărțile invers, ne liberăm de o situație dezechilibrată, peștișoare, șase de monede invers. Adică aș vrea să vă eliberați. I-a apărut o situație dezechilibrată. Peștișor, soare, luna, venus, ascendent, nord nord în peștișori. Noiembrie 2021. Ia să vedem. Vai ce energie am. Foarte autoritară. Dacă vorbesc mai apăsat, să nu vă speriați, nu vă cert. Opa, așa. V-ați păcălit. Nu vă supărați. Ori la un jucător, jucăuși, dragii mei. Aici este respectul față de voi. Dacă țineți la cineva care vă păcălește, e de înțeles. Dar în momentul în care conștientizați acest lucru, vă rog frumos, ascultați la, la prezentările de lună plină, lună nouă, ce să faceți. Mai cereți -mi și mie ajutorul sau cui vreți și eliberați-vă. Acum, mare grijă, pentru că această carte, mincinosul, chiar central, poate să fie că vă păcăliți cum am zis mai devreme, mulțumesc de inspirație. Poate nici nu aveți nevoie de acest personaj. Nu că poate, sunt convinsă. Cereți ajutorul să vă eliberați, da? Poate nici nu aveți. Tot zic poate. Însă, de ce zic poate? Vom vedea. Poate își revine. Poate își revine. Posibil, dar tot uh, am repetat acest cuvânt. O să clarific. Însă, sincer vorbind, până la clarificări, mare grijă să nu vă păcăliți inimioara. Da? Să nu aveți impresia că iubiți, să fie doar atracție, să fie doar dependență, să fie altceva, nu dragoste, să... Da. Auto, să vă autosabotați. Din punct de vedere emoțional, sentimental. Hmm. Ua, ce frumos! Împărătea Aici este provocarea, lăsați micinoșii și minciunile. Și dragii mei, zi-am zis, toți avem tendința asta, mai ales când avem aspecte cu Neptun. Neptun are o vibrație excepțional de înaltă, dar dacă nu îl înțelegem, dacă nu îl înțelegem, asta e o și de mental și de emoțional și avem aici mental, riscăm să ne păcărim. Ne creăm iluzii, da? nu potențial creativ. Nu creștere spirituală, da? Acum, provocarea este împărăteasa. Ori mama cuiva, ori soția cuiva, dar mai presus de aceste două interpretări, provocarea este să deveniți voi femeia divină. Inclusiv, chiar dacă sunteți bărbați, da? Or să vă atrageți femeia divină, or să vă dezvoltați energia divină, feminină din voi. Frumos! În trecutul îndepărtat, valetul de cupe, ați oferit Sufletel, așa îmi place mie să zic. Ați, ofer ați oferit suflețel. Și lumea v-a luat de fraier, da? Eventual, valetul de cupe. Pentru unii posibil să fie un personaj mai tânăr. Am simțit nevoia să adaug și acest mesaj. Doritor să-și exprime emoțiile. Pentru că văd valetul și mama. Dar e undeva în depărtare. Posibil, o să clarific, poate să fie și pentru unii o chestiune care ține de un copil, depinde dacă aveți copii, nu aveți copii, dar apare maternitatea și uh, copilul, într-o formă sau alta. În ultima vreme. Ia uite, v-ați hotărât să vă schimbați casa, locul, jobul, să manifestați o nouă relație? Foarte bine. Dar asul este o vibrație înaltă care se manifestă în timp. Da? Astfel de monede în ultima vreme. Ori ați încercat să începeți o nouă relație? Sper că nu v-ați păcălit. Dar în primul rând această relație să fie cu voi înșivă. Să fie cu voi înșivă. Cavalerul de monede. Posibil pentru unii cum să așeze să le văd mai, să le așeze așa mai bine. În viitor, dacă vă concentrați pe creșterea voastră, pe abundență. Și nu mă refer la bani. Mă refer la avea de toate. Da? Și talente. Și iubire. Iubire de oferit. Iubire de primit. Frumusețe, emoții, stabilitate, valoare. Sunt multe. Prieteni. Sunt multe. Da? Nu doar bani dar începe cu această hotărâre. Repet, o să clarific. Dacă are legătură cu voi, dacă e hotărârea voastră, dar eu sper din tot sufletul că e hotărârea voastră, da? pentru că ce este provocare. Dar ca să creșteți, dragii mei, trebuie să vă eliberați de niște minciuni pe care poate vi le spuneți. poate să fie o programare mentală. Poate să fiți în preajma unor oameni care vă induc în eroare într-o formă sau alta și nu puteți manifesta tot ce e mai frumos pentru că stați în vibrație negativă. Da. da. Îmi pare foarte rău că apare șapte de, de spad, dar, repet, este foarte posibil pentru unii peștișori, peștișoare, să iubiți pe cineva care vă minte, vă păcălește. Să sperăm că se schimbă. Să sperăm. Dar cel mai important este să vă spuneți voi că vă iubiți și să vă concentrați pe creșterea voastră. Restul să vă ajungă din urmă. Și atunci, în viitorul îndepărtat, apare cavalerul de monede. Această nouă relație, repet, poate să fie cu voi în direcție spirituală, da, femeia divină, sau într-o direcție care să vă ofere abundență, creativitate, dragoste veți mai avea ceva de lucru. Evident că lucrurile de valoare nu se creează ușor. Repede, în sensul acesta. Eu, uite, toate cărțile au fost în poziție normală deocamdată. În prezent aveți o atracție fizică pentru cineva. Eventual, posibil ei să-și dorească să exprime această atracție fizică. Voi o exprimați, e atracție fizică. Trecând peste această atracție, vă văd și determinați. Abia aștept să clarific cartea asta. Ce văd așa cum s-au așezat cărțile și cum au fost create, am folosit acest set de cărți care în acest moment îmi arată că valetul de băte, dacă este energia voastră încrezătoare și hotărâtă să manifestați prin creativitate și prin pasiune, da? acest as de mon monede, o nouă relație cu voi, Simt că totuși, lăsați într-o formă sau alta, în spate, acest mincinos, aceste minciuni care vi le-ați spus voi. Puteți să spuneți cuiva că, nu că spuneți că, nu, că iubiți și nu, nu spuneți adevărul, nu, 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 despre asta e vorba. Repet, este vorba de fapt. Ce ai cu adevărat nevoie? Ai nevoie de acei oameni sau nu ai? Și aici este minciuna pe care nu o spune. nu spunem. Nu vorbesc doar de peștișori, de orice, și de, de orice om. Avem impresia că avem nevoie de ei. Dar nu, suntem mai puternici decât ei. Ne descurcăm și fără ei. Da? Deci, inițiere de ceva. În practic, nu doar că e vibrație, nu doar că e un gând, da? Nu doar că e un potențial. Asta e un potențial, da? Inițiere și cu pasiune. M-ați văzut cum am început etalarea, da? Cu pasiune, bre. Acum, eu ce frumos, roata norocul, sfatul este schimbați energia. Din octombrie, eventual, începe să se schimbe ceva. Pentru că avem 10. Dar schimbați energia, o întâlnire de, deschid, de destin cu cineva posibil, o să clarific, evident. Și, it's time, Pisces, it's time to rise, to tell yourself, I love you. Da? It's time. Exterior. Regina de. Spade. Cineva cu marcaș puternic în semn de aer, zic marcaș că poate este doar ascendentul și cine știe ce planete mai sunt acolo pe ascendent. Da? O persoană mentală. O să clarific. Faptul că a venit regina de spade în poziția aceasta, o să vedem care e povestea ei, măcar pe scurt. Regina de spade spune adevărul. Clar, dacă era invers, nu spunea. Dar regina de spade spune adevărul. Poate că nu-l spune pe tot. Poate că spune adevărul și voi toți sperați. Om trei și om vedea. Ce apare la clarificări. Regina de spade poate să fie o doctoriță sau o notăriță sau un avocat să vorbească despre separări sau să separe prin cuvinte niște lucruri niște aspecte în viață. Gemeni, balanță, vărsător, cele două. Balanța aveți și la împărăteasa, aveți și taur, da? Aveți și apă, aveți și alte semne de pământ, dacă vreți, și de foc. De ce vă este teamă? Exact programarea mentală de care am zis. Că nu veți găsi soluțiile. Cum să ieșiți? Cum să vă eliberați? Wow, ce simt. Pentru cine o fi, o fi. Voi, poate ați încercat să fugiți de realitate. Asta e tendința unor neptunieni, da? Să fugiți de realitate, de un adevăr, și v-ați legat singuri. V-ați programat singuri. Într-un sens negativ. clar, pentru unii. Să nu spunem, să nu proiectăm doar pe alții. Am zis că suntem sinceri, da? Să nu proiectăm doar pe alții. Aici facem o psihoterapie. Într-un fel sau altul. Da? Să nu proiectăm doar pe alții ca alții ne mint. am zis că ne putem minte și noi. Ne putem, pardon, minți și noi. Scuze. Da? Eu fugă de realitate, eu o fugă de implicare într-o anumită formă. Sau neapărat de implicare, de asumarea unei realități. Da? Ce mai simt? Simt că acest fugăcios, da? Sau personaj care are tendința să mai evadeze, să vină pe, sau să vină pe furiș, dacă nu evadează, poate vine pe furiș, are o sfoară, da? Aici iar apare o sfoară. Am senzația, dar eu simt că și voi ați participat la această programare mentală, poate cineva v-a ajutat, într-adevăr, prin niște cuvinte îmbărligate, printr-o atitudine, soara asta, da, să vină în corp și va legat așa, V-a spus anumite cuvinte sau nu v-a spus? Și nu vorbesc musa, de o situație de amor, da? Vorbesc în general. Poate să fie și acasă și la locul de muncă? Acum, frica este că nu vă puteți dezlega de această obsesie, de o obsesie. Poate ei nu se pot dezlega de o situație în care sunt, da? Și din cauza asta tot evadează. E foarte posibil. Vom trăi și vom vedea și la alte etalări. Eventual și prin clarificări. Însă, aici este programare mentală. Dragii mei, cum să schimbi programare dacă ți-e frică? Și atunci trebuie să vă duceți să cereți ajutorul la cineva. Sau măcar la Dumnezeu. Da? Să vă rugați, să vă reprogramați. Dacă știți cum să faceți, că puteți. Dar, după cum arată cărțile, eu simt că energia voastră e faină. Posibil să fie ei. Care sunt legați într-un fel. Poate vă este teamă că nu se vor dezlega ei de un obicei prost. Da? De o neîncredere. De un fel de a comunica evaziv. Și nu mă refer la semne de aer. N-am nimic cu semne de aer. Unele ori sunt frumoase. Tată era semn de aer și era un poet și un tip foarte creativ și esteți și mental și emoțional. Ce vă doriți judecata? Să renașteți, să vă ascultați intuiția, să renașteți, ia uite, să renașteți, să aveți parte de creștere, de abundență, de dragoste. Aici e provocarea. Provocarea este vă iubiți pe voi, I love you sau nu vă iubiți sau vă păcăriți. Și felul în care ne iubim sau ne păcălim se vede în rezultatele din viața noastră, să știți. Ce reușiți să faceți? Vă eliberați de cine? Ah, ce frumos! Mergeți către dragoste față de voi! Ce super, super! 8 de cupe, 9 de cupe. Mergeți către dragoste și stimă față de voi. Începe să vă atrage speranță, renașteți. optie, opti, transformare emoțională, optie și transformare mentală. Renașteți cu judecata. Se, de, ce vă doriți, aici este. Ce vă doriți se împlinește. Doar să aveți grijă, să nu stați în frică, să fiți optimiști și plin de energie ca mine, da? Ia uite, Cavalerul de Cupe. În momentul în care vă iubiți, puteți să oferiți și altora, eventual vine cineva. Wow! Cavalerul de Cupe. Și soarele, vine cineva să vă ofere, într-un mod neașteptat, ho, 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 să vă ofere o discuție, da? Să vorbească despre spiritualitate, despre o legătură spirituală, despre trezirea lor spirituală sau trezirea vo voastră, dragii mei, când e vorba de suflete perechi. Și flăcăr gemene, trezirea unuia manifestă trezirea celuilalt. Frumos, frumos, frumos. Uf! Ah, iau te unde s-a oprit. Asul de cupe. Asta e o nouă dragoste. O nouă dragoste. Vine cineva, iau te, cu care n-ați încheiat. Uh, uf, da, a fost iau te. Vedeți? V-a mințit acest personaj. V-a mințit. Dar lucrurile nu s-au terminat lecția, sau cum să zic, uh, povestea. Show must go-on. Povestea nu s-a terminat. Acest personaj, magicianul invers, asul de spade invers, 3 de, care n a vrut să se implice, da? Trei de monede invers, probabil că ați întâlnit la locul de muncă pe unii dintre voi, nu toți, sau a fost un trio pentru alții cu uh, Diavolul, nu a vorbit cu voi sau v-a spus uh, frântură, de adevăr, însă, în această perioadă. În acest moment simt că, pe de-o parte, voi vreți să vă vindecați de atitudinea lor defensivă manifestată prin ce am zis mai devreme, pe de altă parte, mai simt că acest personaj sau altcineva, de la distanță, de peste hotare sau de peste o apă, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, să vină cineva să se lupte pentru iertare, pentru o nouă dragoste, dar, repet, Înainte să vină cineva vă rog din tot sufletul, aici nu vă mai mințiți, nu mai proiectați fericirea voastră pe alții, pe apariția altora. Iubiți-vă pe voi, vindecați-vă și apoi restul. Om trei și om vedea. Frumos! Frumos, Ela! Frumos, peștișorilor! Hai! Ia uite, șapte de băte, da? O atitudine defensivă. Magicianul, mai, 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 extraordinar. Dar ce le-am pus eu la fel? Ia uitați-le. Ia uitați-le. Magicianul, da? E aici lumea inversată, s Să încheiat trebule cu acest personaj. Eventual, în momentul în care voi creșteți, renașteți și vă găsiți uh, sănătatea mentală, fericirea, trezirea spirituală, vor veni și ei. Hai să vedem totuși. Wow! Mă enervează la maxim acesta. Eu l bate. <laughs> l bate. O dată, de două ori, de trei ori. Clarifică în șapte de spade. Te rog, centra. Opa, așa, împăratul. Vrea să aibă control. Pentru opa, împăratul și împărăteasa. Ori acest personaj se minte că voi nu sunteți pereche divină dau mai multe variante, veți simți în timp cu care rezonați. Poate nici în momentul în care ascultați, dragii mei, mai respirați din când în când așa adânc și ascultați. Poate nici când ascultați nu veți simți exact care e mesajul, dar în momentul în care se va întâmpla, sunt convinsă că vă veți aduce aminte. Împăratul. Pe de altă parte, hai că vă zic eu mai multe, că suntem prieteni și vă zic, împăratul. Asta e. Impuneți regulile celor care încearcă să vină și să plece când vor la voi în suflet, în cortul vostru. Da? Voi impuneți regulile, apropo, deci am, de energia cu care am început. Da? Voi impuneți regulile, aveți controlul asupra sufletului vostru și a celor care intră. Știți că sunt unii care intră încălțați în sufletul altora. Aveți controlul? Impuneți niște reguli. Te descalți când intri în sufletul meu, clar. Îți dau papucei de puf dacă vrei. Ca să nu îmi li descurți. Dar, te descați când intri în sufletul meu. Frumos mesaj, mulțumesc, Sfinte Duh. Acum, posibil pentru alții. Ia te v-au dus lacrimi. Acest împărat a spus doar frântură de adevăr. Și înseamnă împărat. Personaj care vrea să aibă controlul. Poate are o poziție profesională, financiară, importantă. Sau, are familie. Și dacă are familie, vrea să mai fugă, să se mai întâlnească, la la la. De înțeles, da? De înțeles. Dar, totuși. Chiar dacă ai familie, chiar dacă ai poziție, poți să fii sincer. Părerea mea. În sufletul vostru e acest personaj. Dragele mele, doamne, doamne, acesta e un personaj care vrea să aibă control. Și atunci provocarea este să fiți împărătese. Asta e. Se impune și voi regulile voastre cu blândețe. A, nu trebuie să țipați cum am țipat eu acum mai devreme, nu. Dragă împăratule, că poate nici nu știi că ești împărat, da? Te simți doar un călător, un actor trecător, dar eu știu că ești împărat. Dragul meu împărat, când vii la mine, ia-ți papuce, dacă nu ți dau eu. Dacă nu ții tu papuce de foc, dau eu. Glumesc, glumesc. Dar acest personaj da. Preferă să muncească 8 de monede, să viseze, da, și să, uite, să vă aducă lacrimi 5 de cupe. Adică 5 de cupe de ce este? Că nu se manifestă ceea ce vreți. Vor să aibă control. Mai dăm o carte, mai acest împărat, odată. Cine e acest împărat? De două ori și de trei ori. Oh, are emoții, asta e. Are emoții, dar nu vrea să le arate. Mai. Dar peștișorii simt. Hm. Uitați cum vine interesant acum sesizez un detaliu în această lucrare care e făcută de mine și e făcută ca să exprime ceva frumos. Însă, în acest context, simt cum vine într-un mod foarte subtil, aproape așa în întuneric, în noapte, da? vă transmite în noapte sau într-un mod foarte ascuns niște emoții, valuri de emoții, dacă să vă trezească în sensul sexual, da? cât să vă trezească, cât să vă, vă pună pe jar, dar necomunicat, probabil comunică foarte <gântu -i> puțin. Iată, regele de monede, da? Regele de monede, posibil, pe care le-am văzut mai devreme, la un moment dat. Da? Vrea să fie în control. Poate care responsabilități, e treaba lor, ce responsabilități au acești oameni, dar e o strategie de a vă pune pe jar. Mersi, am înțeles. Clarificăm împărăteasă. O dată, de două ori, de trei ori. Viziune, dragii mei. Dragele mele, aveți o viziune, aveți viziune, da? Cum să creșteți spiritual, cum să manifestați dragostea. Pentru că dacă stați în această energie și acceptați aceste reguli de azi, fiți voi împărați. Doamnelor, puteți să fiți voi împărați să stabiliți regulile. Cu eleganță, da? Mai schimbați din împărătați în împărat ca să fiți în echilibru, da? Înțelegeți când vorbesc în termeni aceștia, din masculin în feminin, ca să fiți în echilibru. Dar trebuie să aveți viziune despre dragostea adevărată pe care vă doriți. În fața voastră e cineva care stă pe loc și nu face nimic. În spatele vostru e cineva care vine cu putere, cu pasiune, pregătit să transforme totul. Înfruntă vânturi, înfruntă distanțe, înfruntă oceane. Ai, poate să fie și rău. Dar e maestru. Wow! Wow! merci. Șase de monede. Trebuie să aveți o viziune despre reciprocitate. Dacă oferiți prea mult, nu-i bine. nu e bine. Asul de spade. Aici este dreptatea. Înțelegerea la care trebuie să ajungeți. Prințesa de spade. Cineva vrea să vorbească. Iar aer, aer. Are în gând dorința să vorbească, să vă prezinte adevărul, eventual, dacă vrea sau nu să se implice, reciprocitate. Dar Important este ca voi să aveți viziune clară. Eventual, dragile mele, vorbiți și voi mai puțin. Da? Și observați. Intuiți. Clarificăm valetă de cupe. O dată. De două ori. De trei ori. Ai. Sunteți vulnerabili. Ați fost vulnerabil. Deschidere și valetul de cupe. Poate cineva și-a deschis sufletul față de voi. Posibil și asta da posibil pentru unele, doamne să, pentru că văd un valet ce e valet, e băiat, e tânăr a încercat să, să exprime dragostea emoțiile, într-un mod atât de deschis încât posibil v-a șocat da, a vrut să aibă victorie pentru că a simțit un mare magnetism aproape misterios față de voi apare și justiția apare, da Posibil să fie o relație foarte. Justiția și Marele Preot și spânzurată, văd. Wow. Și Marea Preoteasă. Și Magnetismul. Hmm. Un personaj. Balanța sau Taur, am zis mai devreme, care are o poziție importantă. Și dacă nu e importantă, are un contract. Și justiția și Marele Preot pentru mine înseamnă contract. Acum. Are legătură cu acest personaj. Ori voi ați fost foarte vulnerabil în preajma lor. Am mai dăm o carte. Ori pentru unele doamne e posibil cineva să fi fost foarte vulnerabil în fața voastră. Iar clarificăm această vulnerabilitate de schidere. 2, doi. De, două, de trei, trei ori. Ups! Doi de cupe. Ha! Asta e. Eu cred că ați fost voi. Doi de cupe a venit invers. Și cineva n-a vrut să recunoască sau dacă a fost altcineva, poate și pe voi v-a șocat și n-ați putut să credeți că acel tânăr sau acea tânără este sufletul vostru pereche. Acum, pentru unii, un mesaj din trecut. Cât e de trecut? Poate să fie de un an, doi, trei, da? Zece. Acesta este trecutul îndepărtat. Poate într-un fel sau altul v-a marcat această situație și de atunci v-ați tot mințit într-o formă sau alta. Vedeți? Voi simțiți care este viața voastră. Eu vă citesc cărțile care apar. În această perioadă, nu musai în noiembrie, în această perioadă, care așează ca în jocul acela de Scrabble, parcă nu, așează o poveste. Se așează, dar povestea nu înseamnă doar o pagină, da? Nici măcar un capitol. Înseamnă mult. Opa, unde s-a oprit la diavol? Ia uite, distanță, vise, vise erotice, obsesii, atracție că am văzut și magnetismul asta în trecutul îndepărtat eu cred că e posibil să fi fost și voi și altcineva pentru că asta înseamnă karma am văzut justiție, da? clarificăm asul de monede în ultima vreme în trecutul apropiat adică o dată de trei ori 9 de cupe, mai începe să. Da, v-ați hotărât să manifestați în realitate această dragoste față de voi. Posibil cineva speră, da, simte multe emoții în preajma voastră și sper, pentru că nu înseamnă și speranță 9 de cupe, speră o nouă opa justiția, o nouă relație cu voi. Iar același personaj despre care am vorbit mai devreme. Acum a trecut un depărtat, vedeți ce înseamnă. Cât de îndepărtat, repet. Același personaj revine. Opa, are și soarele, are și multă fericire. Multă. Oh. Da. Mai dăm o carte pe acest nou de cupe. dată. De două ori. Ups. Mai. Sunt multe. Dacă sunteți independente, vă doresc soția voastră. Regina de pământ și noua da? Să nu mai fiți. Dacă sunteți soțiile cuiva și ar dori să, să fie, eu te regina de spade, acela personajul de aici în exterior, uh, își doresc să fiți soția lor. Dacă au soție, uh, vă vor pe voi ca și soție. Hm? interesant. Șapte de cupe visează. Visează vara abia până la ei visează. <laughs> uh, ce Am zis -o, măi. și trei, da, trei de, de băte Iar e o speranță, poate să fie și o distanță între voi. Wow. Ce cărți, domne, ce cărți. Am zis să clarificăm tot. Da. Hai să le mai pun pe acestea în principiu. Hm? Hai să le lăsăm așa. Da, nouă de monede. Da. Așa simt, clar. Uh, ca, nu. Valetul de bute în prezent. Odată. Hm? clarificăm te rog frumos de două ori și de trei ori. Nouă de spade. Iar stres mare. Cum se exprime cineva atracția fizică pe care o simte față de voi? Patru de bâte. Vrea să iasă din conflictele și emoționale și mentale pe care le are să schimbă energia și să manifeste o relație stabilă, plină de bucurie. Da. Dar nu știe cum. Pentru că este orgolul, este împăratul. Hm. Dragii mei, poate aici împăratul să se fi mințit el. Hai să mai vin așa, am simțit nevoia să adăug. Da? Și nu nevoia mea, așa mi s-a transmis. da. Acest împărat, poate el s-a mințit. În relațiile pe care le-a avut. Poate el a evadat de acasă, de atâtea ori. Însă în relație cu voi simte altceva. Acum, mai dăm o carte pe nouă de spade. În prezent, odată. De două ori. Poate și pe voi vă stresează această atracție. Pentru că există conexiune emoțională, da? Ia uite visare. Da, preferă să viseze decât să exprime. Nu doarmă noaptea, visează la... Da? cum ar fi să fiți împreună. Posibil și voi. E un vis frumos. Dar, dragi mei, visul atrage suferință. Într-o formă sau alta. Pentru că visul iau, te produce răni și încet, încet rănile acestea sau cuvintele nemanifestate se, se întorc împotriva noastră sau al lor. Posibil acest personal să trebuiască să lase în urmă ceva, niște dezamăgiri. Dar e foarte posibil să fiți și voi, nu? Pentru că și voi aveți dezamăgirile voastre. Mai dăm o carte pe acest vis. Pe acest vis. Ia uite, 10 de pute. Mai e un consum de energie, de gânduri, de emoții. Trebuie încheiat acest consum și exprimat ceva. Mai luați din 10, mai puneți aici la valet. Dar, aici este lecția lor. Ei trebuie să exprime. Eu așa simt că ei trebuie să exprime, pentru că, la un moment dat, cine nu a exprimat în trecut, trebuie să exprime. Să inițieze iar regele de monede. Da? Regele de monede, împăratul, persoana aceea stabilă, importantă, fixistă. Clarificăm roata norocului, te frumos. Sfat important pentru pești odată. De două ori. De trei ori. Regele de foc. Wow, dar cine vine? Dar cine vine? Dar cum vine? Cineva vine, o întâlnire de destin. Pff. foc, 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 hot, hot. Dar nu e așa că e frumos? E frumos. Poate are și bărbiță? Poate mare, nu e obligatoriu, dar ce... Da. Acum, trecând peste posibilitatea că vă veți întâlni cu un bărbat. <laughs> Ca... <laughs> Poveștile cu Sandra Brown sau scrise de Sandra Brown, da? O întâlnire de destin cu cel mai hot bărbat. Da. <laughs> Trecând peste asta, revin la ce am spus inițial. Schimbați-vă destinul prin această forță creatoare pe care o aveți în voi. Am văzut mai devreme Regina de Băte și Soare. Fiți voi soarte vostru, cei care vă schimbați destinul. Aveți această încredere. Of! 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 Ia uite, 10 de monede. Vocea. Acest personaj vrea să aleagă să lase în urmă la crimele și să aleagă, vocea interioară spune, să aleagă sta, stabilitatea eventual cu voi posibil. Poate cu vocea să aibă legătură, ori vorbește în public, ori uh, cântă, că e și un, o cântăreață, pentru un nu obligatoriu. Acum, pentru alții, ascultați-vă vocea interioară și construiți-vă 10 de monede, să zic eu, un prim pla, pas până la împărăteasă. Stabilitatea și abundența. Da, ieșiți, dragii mei, alegeți. Cu alte cuvinte, intuiția și creșterea și abundența și lăsați în urmă lacrimile, da? Pentru că mesajele vă vorbesc și despre voi și despre alte persoane. Mai de mult carte pe acest rege, foc, foc. <laughs> și nu zic să fie musa zodie de foc, poate să fie orice zodie odată. Dar care simte multă pasiune, în general, de două ori, și posibil și față de voi, de trei ori. Uu, uh, șase de spate. Hmm se de desparte. Steaua. Speră. Acest personaj speră. A fost o separare între voi, moarte, interesant. Separare. Separarea a fost și speră să vină, interesant. 6 se spate înseamnă călătorie. Mai ce? Călătorie de la întuneric când în spre lumină. Hmm. Mai dăm o carte. Și se despade. O dată. De două ori. 3 ori, pentru că sfatul are mai multe aspecte. 8 de monede. Acest. Regina de apă, sunteți voi, da? voi trebuie să concepeți un nou proiect, o nouă viață despre voi în care trebuie să vă implicați. Da? Acum, pe de altă parte, posibil cineva încearcă să. cu care aveți o relație karmică? încearcă să pară detașat, este jocul acesta mental, șase de spade, șapte de spade, da? încearcă să se detașeze de atracția pe care o simte în muncă, pe o simte față de voi, în muncă. Posibil și voi faceți același lucru. Însă, dacă vrei să creați ceva, Regina de Cupe, dacă vrei să creezi ceva, să concepi ceva, deosebit aici este un punct de lumină, este auriu, da? Trebuie să știi cum să schimbi energiile, dacă vrei să te detașezi de un anumit personaj, detașează-te, construiește-te pe tine, regină de, de, de cupe. Bărba, femeia, ce fi, nu contează, da? Acum pentru altele tele mai norocoase, da, să vină cineva, să schimbe energia și să se implice. Opt de monede, să se implice în relație cu voi. Pentru că totuși văd un i love you, o declarație. Și? Nu ne facem așa toată ziua. Regina de spade, odată, exterior. De două ori clarifică-mi, te rog. De trei ori. Uit. Patru de spade, stă și analizează. Între timp, vă invocă, vă transmite, cum am zis mai devreme, vă transmite. Ia mai dăm o carte, patru de spade și regina de spade, odată. De două ori, de trei ori. A, ah, se vindecă de, eventual, de un trio, de dezamăgiri, de oportunități pierdute cu voi și cu alte persoane. Se vindecă, posibil. Dacă aveți un semn de aer în preajmă, cineva care știți că, în principiu, încearcă să manifeste dreptate, acest personaj eventual vrea să vorbească despre această necesitate de a analiza și de a se vindeca de niște decepții. Poate și faptul încearcă să-și pune în ordine gândurile că va decepționat, poate au mai decepționat și alte persoane, poate sunt, eu o, o pierdere, cineva a pierdut o persoană dragă sau niște oameni dragi, aici al cinci de cupe înseamnă și doriu, da? E o justiția. Iar justiția și marele preot, același personaj să fie și cu soarele? Mai să fie. Hm. Mai dăm o carte. O dată, da? cinci de cupe de ce? De două ori, de trei ori. Asta e. Prințesa de pământ. A pierdut ocazia să construiască ceva. Prințesa de pământ construiește, da? Apare prințesa de pământ valetul de mâne. De pământ, da? Cavalerul, pardon. Da, iar, iau de doliu, doliu, în legătură cu această oportunitate, plânge, plânge regretă că a pierdut acest as de monede, despre care am vorbit în trecutul apropiat, ascultați în urmă, da, regere de cupe, as de monede cu voi, o nouă relație, a pierdut oportunitatea, a fost prea rațional, a ales alte lucruri și această alegere a lor influențează povestea. Clarificăm 8 de spade, odată în poziția fricilor, de 2 ori, de 3 ori. Flowing, aici este spânzuratul, sacrificiu. Cât să vă sacrificați, aici este un mental negativ. Nu, spânzuratul nu înseamnă obligatoriu sacrificiu. Înseamnă și schimbare de perspectivă și credință. Și aici trebuie să intrați voi. Da? Nu că vai că peștii au un destin, la la, la. Sau că Xulescu sau la la la, da? Nu. nu. Schimbare de perspectivă. Obligatoriu. Copt înseamnă transformare. Trebuie să-ți transformați acest mental. Și tendința de a vă sacrifica, de a vă supune, de a permite, de a vă lăsa în voia valurilor, mai mult decât e cazul vai, într-o poveste de dragoste, îndrăgostiții, da? Influențează și regina de, 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 apă, da? Dragostiții, da? Clarifică judecata. Judgment Day. Astăzi chiar vorbeam despre Judgment Day odată. Uuu, uh, în multe, îmi pare rău, cum să le pun pe toate acestea. Ia, ne amestec încă o dată. Clarifică judecata. Ce vă doriți pe odată? De două ori să gândiți corect. De două ori să renașteți trei ori. Asul de spade, adevărul. Vă doriți adevărul, măi. Ce normal. O nouă relație în adevăr, în sinceritate, în temei, cum zice românul, dar în primul și în primul rând principiile voastre, adevărul care vă trezește la o nouă viață. Plăcut, neplăcut, da? Vreți adevărul. Comunicare. Și vreți să luați de la zero să vă găsiți locul în care să vă simțiți bine. Clarific. Mai dăm mie o carte pe acest de spade odată. Și judecata de două ori. De trei ori. Ha! Ia uite. Adevărul. În legătură cu personajul căsătorit sau important, sau care își impune regulile sale, dar nu doar, dragii mei, nu doar. Aceste cărți sunt foarte puternice pentru voi personal, apropo de împărăteasă. Ce vă doriți? Renaștere în adevăr, în spiritualitate. Să puteți după această renaștere să învățați pe alții să renască. Așa cum doresc și eu și cum încerc să fac. Atât cum pot și cât sunt inspirată. Regina de foc. Aici este. Trebuie să aveți energia ca să manifestați această renaștere. Interesant, în mintea voastră vreți să aveți acces la niște secrete, să găsiți adevărul niște zone, domenii, dimensiuni. Wow! Conectați-vă la ghizii spirituali, aceea cu greutate din istorie. Mie îmi place rumii, vă recomand rumii. Acum, puteți să citiți Biblia, cărți spirituale. Astru de spade nu înseamnă doar minte, adică minte nu înseamnă doar grai și gând. Gândul acesta poate să fie un gând care trece prin file, prin scriere. Da? Ține de scrierea și gândul ține de aer. Da? Foarte frumos. Foarte frumos. Trebuie să aveți încredere. Da? Energia. Regina de spade și regina de foc aici este. Gândul vă transmite energia și anumită energie se manifestă în fizic prin această regină de foc, prin ceea ce reușiți să creați. Clarificăm cavalerul de monede odată, în viitorul îndepărtat. Sau mai puțin îndepărtat de două ori, de trei ori. Împărăteasa! Yes! Yes, yes, yes! <laughs> ce frumos! Ce frumoase! Ce frumoși sunteți! Da, aici este. Cu răbdare veți ajunge să descoperiți femeia divină din voi. Sau, bărbaților, puteți să descoperiți femeia sau energia feminină divină din voi, eventual, cu răbdare, în momentul în care treceți prin câte am zis, da? Veți construi, vă veți reconstrui și veți fi pregătiți să vă întâlniți femeia divină. Dar pentru asta trebuie să lăsați apele tulburi, să treceți prin transformare. Ia uitați unde mergeți. 9 de cupe și apoi vine cavalerul de cupe. 9 și 1, 10. Aici este. Lăsați în urmă problemele financiare, decepțiile, da? imaturitatea emoțională, așteptarea, cu răbdare, într-adevăr, vă construiți pe voi. Wow, ce frumos! Cu răbdare. veți reuși să, să, vă iubiți mai, să vă spuneți cu sinceritate că vă iubiți, dragile mele, dragii mei. Clarificăm 8 de cupe odată, de două ori, de trei ori, pentru că 10 de spade lăsați în urmă, yes, 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 bravo, felicitări, 10 de spade lăsați în urmă, trădările, dar nu include în a trădări și faptul că ne putem trăda singuri, ne putem păcăli singuri, autosabotajul, dar emoțional, sentimental, ne sabotăm. Adesea, bine, eu simt că din ce în ce mai rar mă sabotez. Cu cât cresc, cu atât mă sabotez mai rar. Dar pentru cei care n-ați ajuns la un anumit nivel și vă doriți această renaștere și creștere și trezire, soarele pe care le-am văzut, la început, chiar de la început, nu vedeți în ce stare sunt deute. Lăsați în urmă diavolul, regele de spade. Regele de spade în ce sens? Judecați exact. Ce înseamnă să fii rege de spade? Iar judecata. Îi lăsați în urmă. Poate cineva să lase în urmă această energie negativă ar fi minunată, dar până lasă ei, lăsați voi. Da? Nu vă mai preocupați, dragii mei ascultători, orice ați fi. Ce fac ei? Preocupați-vă de acțiunile voastre, gândurile și emoțiile voastre. Clarificăm nouă decupe odată de două ori. Eu zic că asta e starea voastră. Aia asta, aia asta. uite, Water. Am zis, e a voastră? Ia, a apărut Water, da? Sunteți voi. Va trebui, veți fi Încheiați anul, într-o stare emoțională bună. Mai dați noroc cu voi și spuneți, bravo, peștișor, bravo. A început anul acesta, cel puțin ai început să te iubești. La anul și mai mult, la anul și mai mult. Wow. Și în momentul în care schimbați energia? Da. Posibil vă împăcați cu cineva, posibil, sau schimbând energia va atrage sufletul pe posibil și asta, dar nu vă mai concentrați pe ce, pe cine vă face fericiți, ce faceți-vă voi fericiți. Clarificăm cavalerul de cupe, pentru peștișor odată. Vine cineva, de două ori. De trei ori pentru peștișori. Asul de bâte. Vine cineva să vă ofere a, a, al trei la as. Asul de monede apare în ultima vreme. Asul de spade vă doriți și veți reuși într-o formă sau alta. Vine cineva, cineva și vă oferă o nouă relație, reciprocitate, Își face curajul, da? după ce s-a temperat. Hopa, eventual a fost blocat, nou de monede, de bâte, pardon, s-a temperat. S-a luptat cu sine. Vine cineva să vă oferă reciprocitate, dar totuși sunt foarte curioasă asul de băte cum îl primiți voi odată. De două ori. Mai dați energie. Simțiți, dragii mei, ce energie am? Ah, tai ciu, ce superbă poveste, ce superbă poveste de dragoste. Vă recomand să vedeți un film foarte fain, Shadow, The Shadow. Este un film corean de arte marțiale. Wow, deci mi-a plăcut la maxim după acest, după acest uh, film am făcut această carte, Regina de Cupe. Schimbați-vă energia, în primul rând. Mergeți voi cu încredere într-o nouă direcție în care energiile voastre vor, fi, vor înflori, vedeți? Vor înflori. Înfloresc și noaptea, aveți flori și în zona feminină și în zona masculină și Ah, ce îmi place! Vă pup, dragii mei, vă iubesc! A meritat, mă, a meritat așteptarea, ziceți că da! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală! Numai bine, dragii mei! Ia uitați, spuneți-vă acum! I love you, peștișor! Papa. Pa.